3.000 de bugetari își fac bagajele să plece acasă, 2012 le aduce concedierea. Pe seama lor, guvernul va avea bani mai mulți pentru funcționarea ministerelor, cu cel puțin 50 de milioane de euro mai mulți. 180.000 de bugetari au fost scoși din sistem până acum. El este un proces care continuă și, aș spune, continuă destul de echilibrat. Până la finalul anului următor, ar mai trebui să plece câte 9.000 de bugetari în fiecare lună din toate domeniile pentru ca în România să rămână 1,1 milioane de angajați la stat. Cei concediați au șanse mari să rămână șomeri multă vreme, spun patronii și sindicatele. Nu cred că în condițiile economice de astăzi mediul privat poate să absoarbă. Mediul privat trece deja de câțiva ani buni pentru o situație dificilă. Anul 2012, dacă vreți, va fi greu pe primele 6 luni, după care curând se va relărgi datorită faptului că, intrând în campania electorală, vor oferi prin rectificarea de buget nenumărate lucruri. În timp ce pe de-o parte taie, pe cealaltă guvernul cheltuiește. Funcționarea ministerelor a costat anul acesta 2 miliarde de lei. La anul e și mai scumpă, costă 2,2 miliarde de lei. Majorarea echivalează cu salariile a peste 8.000 de bugetari pe un an întreg. Pe ce se tot duc banii? Austeritatea nu e pentru toți, deși li s-a spus să nu mai facă achiziții. Ministerele au cumpărat totuși mașini, mobilier și aparatură birotică în valoare de peste 450 de milioane de euro, aproape dublu față de anul trecut. Iar pentru anul 2012, cheltuielile se vor ridica la 500 de milioane. Li se ceruseră să nu mai facă achiziții, dar cifrele arată că miniștrii au considerat că este doar o recomandare. Grosul banilor în ministere se duce pe rechizite, materiale pentru curățenie, încălzit, iluminat, apă, salubritate și reparații curente. Problemele de sănătate.